Parohia Cetatea Fetei din Florești, județul Cluj, a aniversat astăzi 10 ani de la înființare. Cu această ocazie, în mijlocul comunității s-a aflat înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a târnosit biserica cea mică a parohiei construită între anii 2007-2008 în stil maramureșan. În continuare, înalt preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre patima iubirii de avere. Din păcate, patima iubirii de avere îi cuprinde pe foarte mulți oameni. Și tocmai patima iubirii de avere, Mântuitorul încearcă prin Evanghelia zilei de astăzi să o smulgă din sufletele noastre și ne spune că nu putem sluji la doi domni, și lui Mamona și lui Dumnezeu. Mamona este zeul iubirii de bani, iubirii de avere, iubirii de materie, care se manifestă în multe feluri, așa cum vedeți dumneavoastră. Dacă n-ar fi foarte multă iubire de avere, cât de râvnitori ar fi oamenii pentru fapte bune, pentru rugăciune. Chiar în timpul liturghiei de duminică, unii n-au liniște și pace pentru că au patima iubirii de avere și atunci vor să o înmulțească. Deci Mântuitorul ne spune că nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. La final, ierarhul a acordat diplome de vrednicie tuturor celor implicați în ridicarea locașului de cult, iar cei doi preoți slujitori au fost ridicați la rangul de iconom stavrofor, respectiv iconom. Se împlinesc 10 ani de când, cu multă osteneală, pe aceste meleaguri s-a ridicat o frumoasă biserică și un întreg ansamblu bisericesc în jurul unor blocuri în care s-au mutat câțiva tineri. Ca orice început, un început greu. Început însă animat de către un părinte foarte inimos, Marcila Grișan, cel ce de 10 ani slujește în această parohie, iar din anul 2009 este împreună cu părintele Dece Balgoria, împreună făcând o lucrare misionară de excepție la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Am amintit aici cântarea corală aleasă, corurile de copii, taberele de vară, taberele de creație, atelierele din fiecare săptămână, școala de sâmbătă și alte multe lucruri minunate pe care acești părinți le desfășoară la strașina bisericii. Parohia Ortodoxă Cetatea Fetei din Florești a fost înființată în anul 2005, la sfârșitul anului. Primele slujbe s-au făcut în anul 2006. Acum noi sărbătorim jubileul parohiei noastre. În cei 10 ani de existență am reușit să facem lucruri frumoase, o bisericuță din lemn în stil maramureșan, pe care înalt preasfințitul mitropolit a sfințit-o astăzi. Pe lângă biserica aceasta avem un altar de vară, un aghiasmatar, un centru catehetic pe care l-am numit și l-am intitulat sugestiv Mitropolitul Bartolomeu. Acolo se desfășoară activitățile cu copiii, avem o școală parohială, în fiecare duminică se întâlnesc copiii. În anul școlar 2015-2016 s-au perindat peste 30 de copii în școala noastră parohială. În parohia noastră desfășurăm câteva activități cu copilașii parohiei, în care încercăm să-i îndrumăm spre aptitudinile pe care ei le au. Astfel încât cu cei talentați la muzică am organizat un cor de copii care dă răspunsurile la Sfânta Liturghie duminica o dată pe lună, iar în fiecare duminică ei cântă la priceaznă câteva cântări bisericești. În prezent la această parohie se lucrează la edificarea noii biserici, care va fi construită din cărămidă.